Supranumit de Evlavia Populară, Apostolul Moților, a fost un iscusit duhovnic al mănăstirii Râmeț și un preot misionar de mare preț al monahismului românesc. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a început demersurile de cercetare a vieții sale în vederea canonizării. Apreciat de clerici, monahi și monahii, căutat și iubit de credincioși atât din timpul vieții cât și după moartea sa. Este vorba despre părintele arhimandrit Domitie Manolache. Îl vom cunoaște și noi mai bine prin intermediul unui film documentar realizat de colegul nostru Răzvan Mihai Clipici. Filmul documentar Părintele Domitie Manolache, monah mărturisitor și darnic, va fi difuzat în premieră sâmbătă de la ora 20 la Trinitas TV și în reluare duminică de la ora 13. O mărturie a celor ce l-au cunoscut pe cel care și-a pus toată viața în slujba Bisericii lui Hristos, precum și aspecte mai puțin cunoscute ale vieții sale, vom putea afla din filmul documentar. Filmul documentar Părintele Domitie Manolache, monah mărturisitor și darnic, vorbește despre o poveste de viață. O poveste de viață care ne învață că sfințenia nu a fost caracteristică doar primelor secole ale creștinismului, ci este la fel de actuală și în zilele noastre. Vorbim deci despre marele duhovnic Părintele Domitie Manolache de la Mănăstirea Râmeț. Despre o perioadă destul de grea, perioada regimului comunist, perioada de maximă teroare, deci deceniile 6-7 ale secolului 20, și despre încercările prin care a trebuit să treacă atât părintele Domitie Manolache, cât și obștea de maici de la Mănăstirea Râmeț. Dacă este să vorbim despre o caracteristică principală a vieții pe care a avut-o părintele Domitie, este milostenia. Milostenia îl caracteriza în mod deplin pe părintele Domitie, pentru că există o mulțime de mărturii în acest sens, oameni care vorbesc despre faptul că părintele, ori de câte ori întâlnea un om care nu avea pantofi în picioare sau o cămașă sau o haină, întotdeauna le scotea de pe dânsul și le oferea celor care nu aveau. Există și episoade din viața părintelui Domitie în care aflăm despre persoane care nu aveau încălțări în perioada de iarnă și părintele renunță la propriile sale încălțări, mergând cu picioarele goale pe zăpadă și oferind aceste încălțări celor care erau în nevoie. Referitor la acest aspect, la mormântarea părintelui Domitie, maicile, atunci când au dorit să-l încalțe pe părintele Domitie, au sesizat că pantofii pe care îi avea părintele erau găuriți în talpă. Nu au găsit în chilia lui alți pantofi, așa că părintele, pentru a putea fi îngropat cum se cuvine, a primit pantofii unei maici, astfel încât totul să fie după rânduială. Deci, prin acest film, dorim să arătăm valoarea duhovnicească a vieții părintelui Domitie, viețile pe care le-a schimbat părintele Domitie în activitatea sa, destul de scurtă, pentru că părintele la nici 50 de ani a trecut la Domnul datorită jertfelniciei sale. Unul dintre cele mai ilustrative episoade din viața părintelui Domitie este și momentul trecerii din această viață, atunci când mănăstirea fusese cuprinsă de inundații, zona în care se afla mănăstirea fusese cuprinsă de inundații, iar părintele, dorind să ajute obștea de maici, a cărat cei mai grei de sagi pentru a putea avea maicile la mănăstire cele necesare. În urma acestui efort considerabil pe care l-a făcut părintele Domitie, a trecut la cele veșnice în 1975. Un om jertfitor, un om smerit, un om natural, un om care n-a ținut deloc la el însuși, ci și-a dat viața pentru ceilalți. Când a făcut cabana aia, săracul descarca acolo la cărămii de bolțari, i-a ieșit sânge din mână. O scos ciorapii din picioare și i-a tras un mână în loc de mănuș. Parcă-l văd, băga mâna în buzunar, nici un leu nu își oprea. Cereau și cereau, sau nu cereau, dar părinte, cum, că părinte îi cunoștea. Mă du-te și ia-ți o pită, mă du-te și ia la copii o pită. Avea un cuvânt de balsam, de blândețe, de adâncă demnitate duhovnicească.
în locul cel mai de cinste, îl punea pe om acela, de multe ori foarte necăjit, venit de afară, înfrigurat, flămând. Dacă vedea pe cineva că își rupte încălțamile, își desculța bocanșul și dădea, vedea pe cineva cu cameașa ruptă, dezbrăca și i-o da. Așa era părintele Domitie. Eu cred că părintele n-a ținut deloc la el însuși. Nu s-a cruțat, cum zice vorba din popor, pe el însuși. El s-a șerfit, a fost prezent acolo unde era nevoie de prezența lui. A socotit că este nevoie să fie unde este mai greu. S-a șerfit, a murit la datorie ca soldat pe front. Evlavia față de părintele Domitie Manolache nu s-a micșurat nici după trecerea sa la cele veșnice. Există numeroși ucenici care îl cinstesc și vin adesea la mormântul său, închinându-se la crucea părintelui Domitie. Și de asemenea sunt și oameni care nu l-au cunoscut, dar au aflat din diferite cărți care s-au publicat despre viața acestui mare duhovnic și calcă pragul mănăstirii Râmeț, căutând mormântul acestuia și închinându-se la el. Deci, acest film documentar dorește să prezinte câteva aspecte din viața părintelui Domitie, astfel oferindu-le și celor care au prilejul cu această ocazie, urmărind filmul de la televizor, să afle despre nevoințele părintelui Domitie și despre viața minunată pe care acesta a trăit-o în Munții Apuseni. În anul 1959 s-a stabilit ca duhovnic la Mănăstirea Râmeț și a fost preot misionar în satele Mocanilor din Munții Apuseni. A trecut la Domnul în vara anului 1975, după 26 de ani de totală dăruire și slujire a monahismului și bisericii.